Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Urmărim pentru început cele mai importante titluri ale ediției. Zi importantă pentru creștini ortodoxi și în fiecare an, pe 15 august, este prăznuită adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria. Ploieștenii plătesc mai mult pentru apa caldă pe timpul verii și asta după ce subvenția acordată de primărie a fost întreruptă. 300 de vouchere în valoare de câte 18.000 de lei au fost pregătite de Ministerul Justiției pentru victimele infracțiunilor grave. Banii pot fi folosiți doar pentru nevoile zilnice. Zi importantă pentru creștini ortodoxi. În fiecare an, pe 15 august, este prăznuită adormirea Maicii Domnului, cea mai veche sărbătoare închinată Fecioarei Maria. Aceasta s-a dezvoltat din secolul al V-lea, după sinodul de la Efes din 431, când Maica Domnului a fost numită născătoare de Dumnezeu. Biserica interpretează această zi ca fiind deopotrivă adormirea, cât și mutarea la cer a Maicii născătoare de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului și ridicarea cu trupul la cer reprezintă în creștinism ultima taină din lucrarea mântuirii oamenilor. După învierea lui Hristos, înălțarea sa la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, adormirea Maicii Domnului încheie lucrarea mântuirii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. În această zi de 15 august prăznuim adormirea Maicii Domnului, adică mutarea sa din viața aceasta la viața cea veșnică. Maica Domnului, cu două săptămâni mai înainte de mutarea din viața aceasta la cea veșnică, a fost anunțată de Fiul Său că va fi luată la cer. S-a pregătit intens și când a venit momentul, Fiul Său și Dumnezeul nostru a luat sufletul Maicii sale în brațe, de aceea în icoana adormirii Maicii Domnului este prezent Mântuitorul având în brațe un bebe. Este vorba de sufletul Maicii sale. Slujba închinată acestei sărbători a fost pregătită de cu o seară înainte, atunci când s-a săvârșit și prohodul Maicii Domnului. Praznicul începe cu o seară mai înainte cu prohodul Maicii Domnului, după mine, adică înmormântarea Maicii Domnului, și este asemănătoare cu cea a Mântuitorului Hristos, pentru că avem un sfânt epitaf pe care îl scoatem în mijlocul bisericii, iar creștinii vin, sărută icoana Maicii Domnului de pe Sfântul Epitaf și așează flori frumoase, iar apoi, la finalul prohodului, se iese în procesiune, se dăruată bisericii, cântându-se același frumos cântec, mergi la cer și te așează. În tradiția populară se spune că dacă înfloresc trandafirii în această zi sfântă, vom avea parte de o toamnă blândă. În plus, fetele nemăritate trebuie să poarte flori în păr pentru a-și găsi ursitul. Ploieștenii plătesc mai mult pentru apa caldă pe timpul verii și asta după ce subvenția acordată de primărie a fost întreruptă. Reprezentanții operatorului de termoficare spun că la iarnă lucrurile vor sta diferit. Factorile la întreținere aferente lunii iulie vor fi mai mari. Ploieștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti mai mult pentru apă caldă, în condițiile în care gigacaloria nu mai este subvenționată de primărie. Și, într-adevăr, sunt nesubvenționate pe timp de vară, pentru că valorile sunt foarte mici. Adică pot fi suportate de populație, cât am zis. Și asta ce înseamnă? Cât se plătește pe metru cub de apă caldă? Nu, facturile în medie trebuie să fie undeva între 60 și 90 de lei. În funcție de consumul fiecăruia, nu? Exact, și de apartament, numărul de camere. În unele blocuri, întreținerea a fost deja afișată. Un administrator de bloc a transmis și următorul mesaj. S-a scumpit gigacaloria de la 222 de lei la 720 de lei, adică apa caldă de la 14,5 lei la 25 de lei metrul cub. Păi dacă s-a scumpit apa caldă, automat s-a mărit și întreținerea. Se mai dă subvenția la gigacalorie, de aceea? Păi de când metru nu se mai dă. De ce nu se mai dă, nu știu care e. Nu sunt bani la primărie sau ce? Probabil pentru 7 apartamente care mai avem cu în afară de centrală pe, așa, pe gaze, probabil că să vină, da? La încălzitul apei vara. Da. Da. Rămâne de văzut. E dacă s-a scumpit apa caldă, că așa am înțeles, după ce că până vine aia caldă... S-a scumpit, că nu se mai dă subvenția. Păi nu s-o mai dă, că
Ei știe ce discută acolo. Trebuie... Ca să faci lumea. Apa caldă, da, este, s-a scumpit, dar nu, de subvenție nu. Cum mi se pare? Mai mult pentru apă? Acum să vedem, de luna viitoare, cred. Acum este ceva, aproape 4 milioane, 400 de lei. Da. Cu cât mai mult decât luna precedentă? Păi cred că sunt 50 de lei. Se pare că subvenția pentru gigacalorie va fi acordată din nou în sezonul rece. Când s-ar putea relua această subvenție? Cu siguranță pe perioada iernii, pe sezonul rece începând 1 noiembrie și până la finalul iernii. Ploieștenii au plătit mai mult pentru apa caldă și în vara anului trecut, când la fel subvenția pentru gigacalorie a fost întreruptă. Traficul din zona centrală din Ploiești este dat peste cap din cauza lucrărilor de pe Bulevardul Independenței. Mai mult, din cauza restricțiilor de circulație, riveranii de pe unele străzi cu sens unic sunt obligați să intre pe interzis. De câteva zile, lucrările de modernizare a Bulevardului Independenței din Ploiești, în zona intersecției de la Poșta Mare, s-au mutat pe sensul de mers spre Gara de Sud. În acest context, intrările pe străzile cu sens unic Aurel Vlaicu, Marea Mureș și Barbu Ștefănescu de la Vrancea au fost blocate. Riveranii sunt astfel obligați să intre pe interzis pentru a ajunge cu mașinile acasă. Unde era interzis, trebuia cu excepția riveranilor. Unde nu scrie cu excepția riveranilor, nu există. Legea nu a fost niciun indicator. Dar legea e lege. Și riveranii nu prea au cum să intre decât pe interzis. Decât pe interzis, da. Și? E normal? Asta depinde de, serviciul circulație. Dacă serviciul circulație vine și își face treaba, se poate rezolva tot. Dar până atunci oamenii ce fac? Spune că n-are oameni, oamenii se descurc. Intră pe interzis. Cum face românul de viață, se descurc. Supraviețuiește, trăiește. Păi, cred că dacă e lucrări... S-o permite să intre și pe interzis. Nu s-a permis legal. A, dacă nu s-a permis legal, iar e rău. Și ce fac riveranii? Nu se mai poate face mai nimic. Tot ce vor ei fac. Asta e situația. S-a obligat să circule pe interzis. Asta e situația. Ce să facem? Dacă e calcă regulă, încalcă regulă. Asta e. Lucrările de modernizare a Bulevardului Independenței au fost reluate de la jumătatea lunii iulie. Se lucrează în zona intersecției cu strada Gheorghe Lazăr. Autoritățile nu au estimat un termen de finalizare al acestora. 300 de vouchere în valoare de câte 18.000 de lei au fost pregătite de Ministerul Justiției pentru victimele infracțiunilor grave. Banii pot fi folosiți doar pentru nevoile zilnice și pot fi accesați prin întocmirea unui dosar special din cadrul DGASPC. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana Marin. Bun găsit! Românii aflați în pericol pot accesa bani de la stat. Ministerul Justiției a pregătit 300 de vouchere în valoare de câte 18.000 de lei, fiecare pentru a ajuta victimele infracțiunilor grave să facă față nevoilor de zi cu zi. Banii vor putea fi folosiți strict pentru plata chiriei, asigurarea hranei, achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și pentru medicamente și tratamente medicale. Cei care doresc să beneficieze de acest ajutor trebuie să ia legătura cu o asociație non-profit acreditată sau să meargă la sedile DGASPC, unde li se va întocmi un dosar care va conține documente de la organele de anchetă și acte medicale prin care să se poată demonstra că viața victimei a fost pusă în pericol. Mai apoi trebuie să se completeze un formular cu nevoile victimei, urmând ca aceasta să facă adresarea către tribunal. Ministerul Justiției ia în calcul să se suplimenteze numărul ajutoarelor de anul viitor. A rămas mai puțin de o lună până la primul festival Fusion Simfonic din România. Republic Fest va avea loc la Bucov în perioada 6-8 septembrie. Încă o finanțare obținută. Infrastructura educațională târgovișteană este în plin proces de modernizare. De această dată au debutat lucrările și în cadrul proiectului care vizează creșterea eficienței energetice la grădinița cu program prelungit numărul 3. Valoarea investiției este de aproximativ 3 milioane de lei. Suntem la grădinița numărul 3 din municipiul Târgoviște, în Alea Trandafirilor, aici unde este implementat un proiect de eficientizare energetică cu o valoare de aproximativ 3 milioane de lei, prin care practic vor fi realizate lucrări de schimbarea ferestrelor, a ușilor, a acoperișului,
surse regenerabile de producerea energiei, astfel încât întreaga unitate de învățământ va fi total schimbată față de ceea ce cunoaștem acum. În plus, se vor reface în cadrul lucrărilor acoperișul și finisajele. Totodată, printr-un proiect pe fonduri europene, grădinița va beneficia și de dotări moderne. În plus, alte unități de învățământ vor fi sau sunt în proces de modernizare. Nu este singurul proiect de acest tip pe care îl implementăm în aceste zile. Avem un proiect similar și la grădinița numărul 14. De asemenea, tot pe eficientizare energetică, dar pe PNRR, lucrăm și la grădinița numărul 2. Am uitat să spun că sursa de finanțare este asigurată prin AFM. Este un complex de proiecte care au fost accesate de către administrația locală târgovișteană prin AFM și ne bucurăm că, iată, am reușit să ajungem la faza de execuție. La grădinița cu program prelungit numărul 3 din Târgoviște, bugetul investiției este asigurat de către administrația Fondului de Mediu în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ accesat de către primăria Târgoviște. 1600 de apeluri la 112 efectuate în județul Prahova în primele 6 luni ale anului s-au dovedit a fi false. Reprezentanții poliției fac apel la cetățeni să nu mai apeleze numărul unic de urgență decât în situațiile în care se impune. Un astfel de apel fals sau abuziv consumă resurse și îi pot priva de ajutor pe cei care au real o urgență. Conform datelor statistice, în primul semestru al acestui an, polițiștii prahoveni au intervenit la aproape 11.000 de apeluri la numărul unic de urgență 112. Dintre acestea, 1.600 au fost false sau abuzive. Rugămintea pe care o lansez cetățenilor prin intermediul dumneavoastră este să aprecieze la momentul în care decid să apeleze numărul unic de urgență, dacă într-adevăr situația este una urgentă, dar mai presus să nu mai folosească în mod abuziv apelarea aceasta a numărului unic de urgență cu apeluri false, fanteziste, care consumă resurse, dar în primul rând care direcționează resursele către direcții greșite, în condițiile în care poate în acele momente ar fi nevoie ca într-adevăr să se intervină la o situație cu adevărat urgentă care ar necesita intervenția noastră. Serviciul de urgență 112 asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, cum sunt ambulanța, smurdul, poliția, pompierii, jandarmeria sau salvamontul. Cum comentați că sunt oameni care sună degeaba? Păi degeaba ăia chiar sancționați cum trebuie, adică amenzi foarte mari. Că în cazul în care sună degeaba și sunt alte cazuri importante, ăștia trebuie să amendați. Păi dacă ar fi după mine, ar trebui să intre la pușcărie, să apelezi unul de fără niciun motiv, nu e ok. Dar cum vă explicați că fac asemenea gesturi? Păi ăștia sunt oameni care nu au un pic de judecată. Adică e un serviciu pe care îl apelezi doar dacă ai nevoie, nu așa ca să te afli în treabă. Se întâmplă că am pățit și o dată tot cu telefonul și s-a apăsat în buzunar și s-a apelat singur. Și ce s-a întâmplat? Nu, e că pormă m-a sunat și mi-a cerut scuze. A sunat din greșeală, dar din greșeală, sunt oameni care sună nejustificat. Da, știu și nu se merit. Să sune numai când e urgență. Nu ar trebui sancționați cei care nu au urgență și sună la unul. Le dai amendă. Cazurile non-urgente pentru care se sună la 112 sunt diverse. Sunt apeluri care semnalează amplasarea unor obiecte pirotehnice, dispozitive explozive. Știți că ați prezentat și dumneavoastră acum 2 luni, 3 luni, ceva de genul acesta. Din fericire nu se confirmă. Dacă putem spune din fericire... Slavă Domnului că în județul Prahova nu înregistrăm astfel de evenimente reale. Din păcate, sunt oameni care au astfel de preocupări. Evident că, în toate aceste cazuri, măsurile legale sunt ferme. Dar, repet, inițial, toate instituțiile tratează cu seriozitate și fac toate verificările necesare pentru a se ajunge, în final, la concluzia că a fost sau nu un apel real. Amenziile pentru apelurile false la 112 sunt cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.
Comuna Lopătari din județul Buzău este locul în care se întâlnește un spectaculos fenomen natural cunoscut drept focul viu. Consiliul Județean Buzău ne invită să îi aflăm povestea. Vino cu noi să descoperi focurile vii, locul în care coloane de foc țâșnesc din adâncurile pământului și ard neîncetat la noi, în Buzău. Aflat într-un loc pitoresc, pe coama unui deal, focul viu din satul Terca, comuna Lopătari, oferă turiștilor care parcurg traseul o belvedere impresionantă. Flăcările sunt vizibile permanent, chiar și de la distanță. Acest fenomen natural uimitor este rezultatul emanațiilor de gaze naturale care urcă spre suprafață prin fisurile scoarței de la o adâncime de aproape 3 km. Prezentă în amintirea bătrânilor, dar și în poveștile din vremurile invaziilor tătărești cu dimensiuni mai mari sau mai mici, spectacolul flăcărilor nu se oprește niciodată și pot fi vizitate oricând. Un al doilea sit cu foc viu a fost descoperit recent în Lopătari, aproape de drumul județean 203K, ascuns în pădurea deasă. Traseele către cele două situri cu focuri vii sunt marcate și au o dificultate ușoară spre medie. Aceste flăcări eterne ard de sute de ani, însă nu sunt singurele. Alte focuri vii se aprind din loc în loc, ascunse privirii de păduri și voi adânci. Fiind un fenomen natural alimentat de gazele prezente în adâncuri, înălțimea acestor flăcări eterne este influențată de presiunea gazelor și de vânt. A rămas mai puțin de o lună până la primul festival Fusion Simfonic din România. Republic Fest va avea loc la Bucov în perioada 6-8 septembrie. Pe scenă vor urca trupe consacrate ale muzicii românești, ce vor fi acompaniate de orchestre simfonice din toată țara. În cadrul festivalului Republic Fest vor fi prezenți și actorii Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, care vor pune în scenă spectacole. Cel mai important eveniment din ultimii foarte, foarte mulți ani pe care îl vedem în această zonă și în special în Ploiești este o primă ediție a Republic Fest. Republic Fest, un eveniment care se desfășoară în perioada 6-8 septembrie. Chiar aici, în Parcul Constantin Stere, Parcul Bucov, cum este cunoscut, dar este un festival care va aduce peste 500 de artiști, că vor fi 4 scene cu 6 orchestre simfonice invitate din 6 filarmonici invitate din România, care vor acompania formații de renume cum sunt Cargo, Vița de Vie, Subcarpați, Deliric și mulți alții. Vor fi niște show-uri spectaculoase cu lasere, cu artificii, cu focuri. Va fi un festival în adevăratul sens al cuvântului. Elevii și studenții beneficiază de o reducere a prețului biletelor. Un eveniment dedicat comunității, dedicat tuturor iubitorilor de muzică, de mâncare bună, pentru că vor fi și multe food truck-uri, va fi și o atmosferă faină de relaxare, vor fi și inclusiv multe sporturi. În spatele meu o să vedeți că vor exista foarte multe coșuri de basket, volei, tot ceea ce poți să faci în aer liber va fi aici și unul dintre elementele surpriză va fi inclusiv prezența unei roți foarte mari ca într-un parc de distracții. Organizatorii Republic Fest promit o atmosferă incendiară și plină de surprize. Elevii și studenții au prețul redus, este vorba de 70 de lei biletul pe zi pentru studenți și elevi și 100 de lei prețul pentru adult. Peste 500 de artiști vor face show la primul festival Fusion Simfonic din România. Cargovița de Vie și Lupii lui Calancea sunt doar câteva dintre trupele care vor urca pe scenele Republic Fest acompaniate de orchestrele simfonice. Chindia Târgoviște caută voluntari. Înscrierile în programul de voluntariat pentru sezonul 2024-2025 sunt acum deschise, au anunțat oficialii clubului dâmbovițean. Au fost deschise înscrierile în programul de voluntariat pentru sezonul 2024-2025 la Chindia Târgoviște. Sunt așteptate persoanele cărora le place fotbalul și care vor să se implice activ în evenimentele clubului dâmbovițean. Voluntarii vor primi și un certificat. Aceștia se vor implica în organizarea meciurilor de pe teren propriu, ticketing pentru suporteri, creare și distribuire conținut media sau organizarea altor evenimente. Comisia Județeană a Arbitrilor Dr. Emil Vlaiculescu Prahova organizează curs pentru formare arbitri fotbal.
Cursul pentru formare arbitrii fotbal va fi organizat în perioada 15 octombrie-15 decembrie 2024. Cursul este gratuit și se va desfășura o dată pe săptămână în 4 centre: Ploiești, la Universitatea Petrolgaze, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte. Vârsta minimă este de 14 ani, iar cel interesat trebuie să fie apt din punct de vedere medical. Ciprian Perju, în vârstă de 28 de ani, a ajuns la Metalul Buzău. Perju este un fundaș cu experiență la nivelul Ligii a doua. A jucat și în Superligă pentru Viitorul Constanța. A mai evoluat la FC Brașov, Academica Clinceni, CSA Fumați, Gloria Buzău, Uniera Slobozia, CSM Alexandria și CSM Focșani. Cel mai frumos moment trăit în fotbal spune că a fost partida pe care a jucat-o cu Naționala de Tineret la Skopje cu Macedonia de Nord pe un stadion de 55.000 de locuri. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!